Pacea Domnului Iisus Hristos, celor ce în seara aceasta ne-am strâns aici. Viața de credință, dincolo de evenimentele mari care ne înconjoară, este formată uneori din evenimente mici care ne scapă din vedere. Construirea caracterului este o taină pe care Dumnezeu o țese în viața fiecăruia dintre noi. într un mod extraordinar prin lucrarea Duhului Său cel Sfânt care ia fiecare moment al vieții noastre îl iluminează. îl Analizează și după fiecare moment de felul acesta, există la nivelul conștiinței o voce care ne împinge în sus sau ne atrage către Isus Hristos. Și, evident, există o imensă zarvă care ne trage în jos. în viața lui David și a lui Saul aceste lucruri se pot vedea permanent Spuneam în întâlnirea noastră anterioară că poporul evreu a fost pus în situația să aleagă între cei doi pe perioada mai multor ani de zile Saul ca împărat hirotonit, uns, dar lepădat. David ca al doilea împărat hirotonit, dar nedeclarat, care a fost pus în fața poporului cu un caracter de excepție. Poporul între cele două: personalități, este chemat să aleagă valorile autentice. Într-o valoare formală, împăratul Saul și între un om după inima lui Dumnezeu, David. Deseori suntem puși în aceeași situație. Mai târziu, când Domnul Isus Hristos a venit, a venit și s-a întrupat în așa fel încât uh, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirea. N-avea nimic ca să ne placă. Nimic oficial, nimic exterior, niciun semn venit din altă parte care să pună. Un, un marker, o, o, ceva deosebit asupra acestui om să spună, el este nimic. Din potrivă, nimic ca să ne placă. Și în situația asta, Mântuitorul întreabă mereu și mereu, cine ziceți voi că sunt? Pe cine vedeți voi în mine? Care-i părerea voastră? Și în timp ce oamenii erau cercetați în felul ăsta, ei trebuiau să vadă dincolo de aparențe. Asta a fost provocarea permanentă. Vezi dincolo de aparențe. Vezi dincolo de elementul formal. Vezi dincolo de declarațiile publice. Vezi valoarea caracterului sau nu. Și în timp ce Mântuitorul punea întrebări de felul acesta ucenicilor săi, nu se putea să audă cuvinte care spun sau spuneau poate să iasă ceva bun din Nazaret. Știți că este o problemă? Știți că este o problemă? Atunci când eu știu, părinții nu reprezintă o garanție. Nu, părinții nu sunt de neam, zicem noi. Atunci când școala nu este foarte bună, atunci când împrejurările și mahalaua nu sună din no deloc promițător, Vreau să vă întreb, dați vreo șansă unui copil sau unui tânăr sau unei persoane, îi dați vreo șansă ca să devină un om deosebit, în ciuda tuturor acestor lucruri care vorbesc împotriva lui, îi dați vreo șansă? Și în ciuda oricărei pretenții pe care noi. O lansăm, spunem sigur că da. Realitatea este că nu prea dăm șanse. Te vei bucura ca fata ta sau băiatul tău să se căsătorească cu un băiat sau cu o fată dintr-un asemenea mediu? Hm? Nici nu vă sfătuiesc. Eu n-am dreptul să vă sfătuiesc să vă luați. Eu știu riscul acesta. Dar astăzi vom vorbi despre Dumnezeu și despre lucrarea lui. Din punct de vedere al nostru, al oamenilor, situația este cu mari probleme. Eu nu sunt aici să fac declarații populiste. Nu sunt aici să încurajez o agendă, eu știu, comunistă, care spune, domnule, lasă că omul sărac este omul virtuos și omul bogat este cel păcătos. Nu, nu, nu voi face astfel de declarații. Dar aș vrea să vă invit în casa lui Saul. Și așa, în după amiază asta, să-l găsim pe Ionatan. Și dați-mi voie să pun această întrebare de la început. De unde a apărut Ionatan? Cum e posibil să apară acest om extraordinar. Sora lui era Mical. Acea fată care s-a purtat cu un asemenea resentiment și un asemenea tupeu încât la un moment dat l-a îndepărtat pe David definitiv din viața ei. Spunând, te-ai înjosit până și în fața slujnicelor în timp ce David a avut un moment de onestitate și de vulnerabilizare, de bucurie în fața lui Dumnezeu și în fața chivotului. Adusese chivotul la Ierusalim. Chancellor înțeles Mical, din bucuria soțului ei, într-un act de închinare, Mical este aceea care îi spune regelui, știi, nu te umili în fața lui Dumnezeu, că dacă te umilești în fața lui Dumnezeu, te umilești în fața cui? În fața oamenilor, te văd oamenii. Fii rege și în fața chivotului. Și tocmai asta este problema lui David. David zice, nu. David este acela care reușește să-și depună coroana înaintea lui Dumnezeu și să stea fără coroană, fără semnele regale și să pășească ca un om obișnuit între ceilalți, bucurându-se de harul lui Dumnezeu, ne dorind să fie Rege atunci când Rege este Dumnezeu. David este acela care ușor, cu mare ușurință, își dă coroana la o parte, invitându-l pe Dumnezeu să fie în locul lui. Saul este acela care nu poate să își dea coroana la o parte niciodată. Niciodată. Mult prea mândru. Căutând laudele oamenilor, Cartea Patriarh și Profeți, subliniază lucrul acesta, dar este văzut în Sfânta Scriptură. A dorit să fie cel mai lăudat împărat al lui Israel. Pentru el, binele și răul era în funcție de lauda oamenilor. Ceea ce lăudau oamenii era bine, ceea ce condamnau oamenii era rău. de asta Dumnezeu spune foarte limpede nu te lua după mulțime și nu căuta la fața oamenilor ceea ce e tare greu e tare greu Aș vrea să te întreb dacă pentru tine contează Aș vrea să te întreb dacă în momentul în care îl primești pe Dumnezeu în viața ta Presiunea de grup, presiunea oamenilor, ce zic unii sau ce zic alții, contează. Te împiedică oamenii să faci și să vezi dreptatea lui Dumnezeu sau nu? Vin înaintea lui Dumnezeu ca să-i slujești după gustul oamenilor sau nu? Mi-a duc aminte de tatăl meu, care întotdeauna a luptat cu problema asta și mi-a spus de fiecare dată, Valentin, când te duci acolo, dacă te vei sui acolo pentru ca să vorbești, să spui o poezie sau să zici ceva pentru oameni, mai bine nu te sui. Vezi când ești acolo, să te sui pentru Dumnezeu. Vreau să vă spun că nu e ușor E greu. Dar m-am obișnuit să aud cuvintele astea mai totdeauna. Ăsta era Saul. Cealaltă era Mical. De unde a apărut Ionatan? Saul care se duce și în momente de criză vrea să facă totul, pune mâna pe jerfa, aduce jerfa, este gata să, să facă totul după cum îi cerea situația și urgența. Haideți puțin cu mine să ne aducem aminte de Ionatan. O, știți, eu trebuie să-mi fac un mea culpa în tema de data trecută, am vorbit foarte mult despre amaleciți, dar ei, de fapt, erau filisteni. M-aș fi bucurat că de asta, la un moment dat, e bine ca dumneavoastră să aveți scriptura cu dumneavoastră. Ca să mai corectați din, din erorile pe care le face pastorul sau cel ce vorbește. Mai spuneți de acolo: sunt filisteni, nu sunt amaleciți. Întâi, um. Samuel, capitolul 14. În timp ce rămăseseră aproape 600 de oameni cu Saul. În timp ce toată lumea se întreba de ce Saul nu ia măsuri strategice pentru ca să blocheze avantajul filistenilor care avansau și care aveau un avantaj din ce în ce mai mare de la o zi la alta, în timp ce în toată țara lui Israel nu se găsea nici fierar, pentru că filistenii aveau această strategie să împiedice pe evrei să-și facă săbii și sulițe, în timp ce fiecare om din Israel era dependent de filisteni să-și ascută sapa. Săcurea. Coasa, plugul. Vă dați seama ce dependență, ce, ce embargo era? În așa fel încât contextul era că nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor și aveau Saul și cu Ionatan, aveau două săbii. Ce popor era asta? Ce națiune era asta? Greu de înțeles. De asta e mai greu de înțeles în momentul în care David spune asta este o știre al Dumnezeului celui viu. De asta este foarte greu de înțeles poziția lui David. Dar capitolul 14 ne spune versetul 6 că într-o zi Ionatan a zis tânărului care îi purta armele, cel ce era cu el, întotdeauna, cel ce făcea echipă cu el. Vino să pătrundem până la straja acestor netăiați prejur. Poate că Domnul va lucra pentru noi, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un număr mic, ca și printr-un mare număr. Fraților, de unde vine această filozofie, acest fel de gândire? Că este unic în Israel, l-ați mai văzut undeva. Este aproape de aceeași valoare ca și gândirea lui David în ziua lui Goliat. Aici nu e David, dar e Ionatan. Și Ionatan gândește la fel, poporul este la fel de înfricoșat, poporul este la fel de neputincios, poporul este la fel de pe fugă în fața filistenilor. Și de data aceasta, Dumnezeu îl folosește pe Ionatan. Și asta este preocuparea și gândul meu, Doamne, un alt om după inima lui Dumnezeu, nu e așa? un alt om după inima lui Dumnezeu. Cum se construiesc, cum se formează oamenii după inima lui Dumnezeu? În dreptul lui David am vorbit de influența lui Samuel, de școlile profetice, de experiența lui cu Dumnezeu la oi și așa mai departe. Dar, frații mei, Ionatan, trăiește la curtea lui Saul. Curtea lui Saul este o curte ce emană o influență foarte toxică. Aproape că nimic nu e fericit acolo. Nimic nu e ușor acolo, nimic nu e frumos, totul e plin de gelozie, totul e plin de concurență, totul este foarte exact, foarte, foarte rău, Um. fă tot ce ai în inimă, îi spune colegul lui, cel ce îi duce armele. n asculta decât de simțământul tău. Ia-mă cu tine, gata să te urmezi oriunde. Acest atașament între cei doi, în înțelegerea mea, este un atașament datorită faptului că uh, Ionatan îl are pe Dumnezeu cu el este vrednic de iubit datorită faptului că el duce cu el, cu sine ca o comoară pe Dumnezeu Nu trec la foarte multe amănunte Ajung la versetul 15 unde spune A intrat groaza în tabără pentru că Ionatan și cu cei ce el purta armele au doborât peste 20 de oameni. În prima etapă era 1 la 10 sau 10 la 1. Și biruința a fost, în raportul ăsta, un om a doborât 10 oameni. Dumnezeu dădea biruință printr-un număr mic. Iar versetul 15 spune. Țara s-a îngrozit. Era groaza lui Dumnezeu. Îmi place atât de mult când Dumnezeu coboară și lucrează împreună cu acest, acest om. Acest om începe, îl pune pe Dumnezeu la încercare, declanșează declanșează Puterea lui Dumnezeu, datorită faptului că El pornește cu Dumnezeu la luptă, sub numele lui Dumnezeu, încă o dată declanșează puterea lui Dumnezeu, declanșează biruința lui Dumnezeu, declanșează groaza lui Dumnezeu sub Duhul Sfânt. Așa lucrează Dumnezeu. Zice că se va despărți Iordanul atunci când se va uda talpa încălțămintei voastre. Mai devreme nu. Vă voi da fiecare loc pe care îl va călca piciorul vostru. Va fi al vostru, dar aveți nevoie să puneți piciorul pe el. Dacă nu veți pune piciorul pe el, nu vi-l voi da. Așa este și aici. Ionatan înțelege că a colabora cu Dumnezeu înseamnă să ai încredere în Dumnezeu și să pornești înainte, să faci pași înainte cu Dumnezeu și când tu faci pași înainte cu Dumnezeu cad oamenii înaintea ta, cad vrăjmașii înaintea ta, groaza lui Dumnezeu merge înaintea ta și groaza lui Dumnezeu cuprinde toată țara. De ce? Pentru că tu ai făcut câți pași a făcut Ionatan. Ați băgat de seamă, nu știu. Zice că versetul 14, Ionatan și cei ce ducea armele au ucis 20 de oameni pe o jumătate, pe o întindere de aproape o jumătate de pogon de pământ. Cât e un pogon? Mai știe cineva cât e un pogon? E o jumătate de hectar? Deci, frații mei, câți pași făcuseră? Câți pași făcuseră? Deci, o jumătate de hectar sunt 5.000 de metri, este o suprafață de. Uh... povdiți? 50 pe 100, da? Dar, să zicem că a făcut 100 de pași, nu 50. Să zicem că luăm lungimea. Dar s-a îngrozit toată țara. Adică tu te zbați pentru Dumnezeu undeva pe un teren foarte mic, cât e curtea bisericii noastre, tu te zbați aici la biserică și Dumnezeu lucrează pentru tine unde? În toată țara. Luther spune asta, zicea, eu stau aici la masă împreună cu voi și cuvântul lui Dumnezeu merge în toată Germania. Această conștiență, dacă ne-ar dacă ne -ar însufleți, dacă ar fi cu noi, ar fi extraordinar. Și, frații mei, cad filistenii, cad filistenii sub mâna lui Ionatan. Și când iasă, la un moment dat, Saul la atac cu oamenii lui, tot Ionatan câștigă biruința. Și pentru ca să vedeți unde a crescut Ionatan, Dumnezeu, de la o parte puțin perdeaua la nivel de familie. Și îl veți vedea în continuare cum Saul îl condamnă la moarte pe fiul său în aceea zi. Din ce cauză? Din cauza că făcuse un jurământ pripit, care nu-l trebuia să-l facă. Și după ce l-a făcut, a ținut atât de mult la el, încât a fost pe punctul să Îl condamnă pe copilul său pentru a da poporului impresia că el slujește lui Dumnezeu. Vă las să vă gândiți: Cum de. Cum de a răsărit și a crescut atât de frumos Ionatan lângă un suflet atât de chinuit. De el însuși, cum era sufletul lui Saul. Și acum, vă rog frumos, uite, aș vrea să citesc împreună, să citim împreună din Cartea Patriarh și Profeți concluzia în legătură cu acest episod, pentru că aș vrea să trecem puțin și la alte afirmații ale Scripturii. După ce s-a încheiat ziua aceasta cu războiul cu filistenii și victoria a fost câștigată de Ionatan, după ce Ionatan a fost condamnat la moarte de tatăl său, după ce poporul s-a ridicat în favoarea lui Ionatan și l-a salvat, după aceea Saul nu putea să se elibereze de simțământul că fiul său era mai iubit decât el de popor și de Dumnezeu. Saul este un prototip pentru oamenii care nu știu să scadă. Vă aduceți aminte de Ioan Botezătorul? El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Saul este omul care nu știe să se micșoreze până la adânci bătrânețe. El suferă de complexul acesta de a, de a nu scădea niciodată. În ciuda faptului că viața obligă pe fiecare dintre noi să recunoască faptul că trebuie să ne înclinăm în fața vieții și tot ceea ce am adunat să dăm mai departe. Că este nobil, că este frumos să înțelegem că avem o limită și că limita respectivă are elementul ei de urcare și apoi ei de coborâre. Și că în timp ce cobori, este frumos să încoronezi pe altul, să-l binecuvintezi pe altul mai departe și să înveți să iubești în felul acesta. În felul ăsta dragostea se corectează. Un om care n-a ce este dragostea, crezând că dragostea este doar să adune pentru el, în partea a doua a vieții lui învață ce este dragostea adevărată atunci când este obligat să iubească pe altul mai presus de el însuși. Dacă învață. Mă întorc? Saul este unul care nu învață lucrul ăsta. Nu putea să se elibereze de simțământul că fiul său era mai iubit decât el de popor și, ceea ce este și mai dramatic, și de Dumnezeu. Gândul că fiul său este iubit de Dumnezeu și el nu. A fost gândul care l-a făcut pe Cain să-l ucidă pe Abel. Dar este, este extrem de dramatic lucrul ăsta. Cum să poți să stai, să străiești viața știind că tu nu ești iubit de Dumnezeu? Lucrul ăsta este, este drama fiecărui păcătos care nu se pocăiește. Fiecărui păcătos care mai rămâne cu păcatul său și azi și mâine, știind că păcătuiește, în timp ce știe că Dumnezeu nu-i de acord cu păcatul lui și în timp ce știe că Dumnezeu nu-i de acord cu el. Este cea mai teribilă viață pe care o poate trăi cineva. Este viața pe care o trăia Saul. De ce s-a îndrăgostit oare Ionatan de Dumnezeu? În timp ce Saul nu s-a îndrăgostit? Ionatan îmi arată că putea și Saul să trăiască o astfel de viață. Putea și Ionatan să trăiască viața lui Saul. Și Ionatan respinge viața lui Saul. Și caută o altă viață. Și găsește o viață extrem de similară cu a lui David. Extrem de asemănătoare cu a lui David. Citesc mai departe. Eliberarea lui Ionatan era o aspră mustrare a grabei și a lipsei de chipzuință a împăratului îi stăruia în inimă presimțirea că blestemele se vor întoarce asupra propriului său cap. Saul. Îi stăruia în minte. N-a mai continuat războiul cu filistenii, s-a întors prost dispus și nemulțumit. Și de aici încolo, dragii mei, sub acest fel de a trăi pe care și-l însușește Saul, sub acest fel se înscrie viața lui, viața lui, cu depresii, cu teamă, cu frică, cu posedare. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune că la un moment dat Saul n-a mai putut să facă față Duhului rău. A fost o vreme cât s-a împotrivit, când a reușit să, eu să, știu, să, să controleze efectul acestei posesiuni până când n-a mai reușit. Pe fondul acesta, dragii mei, iată, iată-l pe, 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 Ionatan. Întâi Samuel 18. Versetul 3. Ionatan a făcut legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să-i o dea lui David. I-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. Mai trecuse ceva vreme de la vremea când nu exista decât o sabie în Israel, dar să fie foarte limpede, chiar și la vremea aceasta, sabia lui Ionatan era valoroasă. Vreau să vă întreb. Uh, i-a dat sabia și a luat-o înapoi? Sau i-a luat-o definitiv? A fost doar un exercițiu de legământ în cadrul legământului respectiv și, până dat, înapoi? Nu știu. Vreau să vă las să vă gândiți la lucrul acesta. A făcut-o doar simbolic sau chiar a fost dispus de-a tot? Dacă îl iubea ca pe sufletul său, Putea să-i dea tot? Putea. Asta e important. E important că cuvântul lui Dumnezeu nu găsește niciun fel de, de, de neonestitate sau lipsă de cinste în sufletul lui Ionatan. Știți care e deosebirea de vârstă dintre David și Ionatan? Credeți că sunt de aceeași vârstă? E unul mai mare, unul mai mic? Ce părere aveți? Suntem tentați să credem că erau apropiați de vârstă, pentru că, în experiența noastră, noi zicem cam așa, numai doi copii fără minte se pot iubi așa. Nu? Cam așa credem. Dacă ar fi un om la jumătatea vârstei de 50 de ani, credeți că ar mai putea iubi în felul ăsta? Da sau nu? Ce părere aveți? Un om mai uzat, mai trecut prin viață, mai cu semne de întrebare în legătură cu toate declarațiile de dragoste, mai uns cu alificul. mai poate iubi așa? Eu mai pot iubi, tu mai poți iubi? Că asta problema. Cercetătorii ne spun că Ionatan avea între 40-50 de ani. Iar David avea între 20 și 25. Sau 17. Pentru că David nu fusese luat la oaste în momentul în care uh, iasă în fața lui Goliat. Și atunci ai de-a face cu un tânăr de, să zic, de 20 de ani, dacă nu cumva de 17 ani, și tu să îl iubești ca pe sufletul tău când tu ești de 40 de ani? Ce-l face pe omul ăsta să iubească cu asemenea intensitate? Mă puteți ajuta? Ce-l face? Vedeți, repet... Ionatan alesese o viață de om după inima lui Dumnezeu, care se apropie foarte mult de celălalt om după inima lui Dumnezeu. Se întâlnesc doi oameni al lui Dumnezeu și se iubesc ca pe sufletul lor. Asta mi-arată limpede soluția pentru biserica lui Dumnezeu în ceea ce privește dragostea. Ne tot întrebăm de ce nu există dragoste, de ce nu ne iubim reciproc, ne punem tot felul de întrebări. Răspunsul este simplu. În momentul în care vom căuta să fim după inima lui Dumnezeu, vom învăța, vom ști, vom putea să iubim pe altul ca pe sufletul nostru. O altă întrebare care mă frământă, iubești pe cineva ca pe Sufletul tău? În Biserică. Iubești pe cineva ca pe Sufletul tău, în așa fel încât, în momentul în care îl vezi că nu vine la adunare, să simți că ți se rupe Sufletul în tine. Sau când tu nu poți să vii la adunare, să simți că îți lipsește Biserica pentru că ai găsit pe cineva pe care îl iubești ca pe Sufletul tău. Un om, doi, trei. Dumnezeu ne spune că ar trebui să iubim pe toți ai Lui ca pe sufletul nostru. Dar eu nu vă întreb dacă iubiți pe toată biserica. Eu vă întreb, măcar unul mai iubim? Că în momentul ăsta, e, concluzia este înfricoșătoare. Trec puțin mai departe. În Fii Samuel, capitolul 20, versetul 14. Dacă voi mai trăi, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului. Vreau să vă întreb, de unde știe David expresia pe care o va folosi mai târziu? Să mă port mai este cineva să mă port față de el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? A, acel, acea zis a lui David care mă uluiește pe mine, de unde o învățase? De aici, de la asta. De la Ionatan. Îi soarbe cuvintele, îi le copiază, îi le înțelege. Cei doi au același limbaj. Nu, nu e nicio diferență între ei. Um. Dacă voi muri, deci să te porți față de mine cu bunătatea Domnului și dacă voi muri, să nu ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe fața pământului. Cine erau vrăjmașii lui David? Poftiți? Casa lui Saul. Cine era casa lui Saul? Ionatan. De ce Ionatan vorbește despre faptul că dacă voi muri, de ce vorbește așa? El vede direcția. El vede direcția cu ochi mari, plini de groază. Trecuse pe lângă moarte de multe ori, vis-a-vis -vis de mâna tatălui său, sulița fusese îndreptată către el de mai multe ori, fusese condamnat la moarte de tatăl său, el știa intransigența lui Saul, dar nu asta îl înspăimântă cel mai mult. Ionatan va muri pe câmpul de bătălie împotriva tatălui său și, adică, iertați-mă, alături de tatăl său împotriva filistenilor și întotdeauna m-am întrebat, Doamne, de ce n-ai putut să-l salvezi pe Ionatan? V-ați întrebat și dumneavoastră? Adică e un om extraordinar. De ce n-a intervenit, Doamne, să-i oprești pe filisteni? Cineva zice că David se orge pe tron. Știți că Ionatan are deja soluție pentru David? Știți? Vom vorbi imediat despre asta. Ne grăbim să încheiem, dar nu putem încheia. Uh, e o lege, frații mei. E o lege. Atunci când cineva merge pe un drum greșit către moarte, și tu ești obligat să mergi cu el pe același drum, din diferite motive. Ionatan, spre exemplu, nu, des, nu se desparte de Saul datorită respectului care îl are față de tatăl său. Și pentru că stă foarte aproape de Saul, soarta lui Saul se răsfrânge asupra lui. Și Ionatan știe. Și acceptă lucrul ăsta. Ce fel de om, mă întorc mereu la această întrebare, ce fel de om Iasă din Nazaretul acesta lui Saul, din cetatea asta fără nicio promisiune, din, din familia asta care se duce ca o piatră la fund. Iată-l pe Ionatan. Versetul 17. Ionatan a întărit și mai mult față de David dragostea pe care o avea pentru el, căci îl iubea din nou ca pe sufletul său. Oho! Capitolul 23, Pustia Zif. David, versetul 15 mai departe, David văzând că Saul a pornit să ia viața, a stat în pustia Zif, în pădure. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat, s-a dus la David în pădure și a întărit încrederea în Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, de ce s-a dus? Nu să-l întărească, știi ce, ești tare, lasă că vei lua Domnia, nu. Nu ăsta a fost motivul pentru care s-a dus. Ionatan a avut grijă să nu cadă în necredință un om care avea toate motivele să întoarcă spatele lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Saul, care era unsul lui Dumnezeu, în momentul acesta făcea jocul cui jocul Satan. Și putea foarte ușor să se potinească și să zică, nu, nu mai întrebe așa ceva. Vă rog să observați. Câte vreme a fost Ionatan, câte vreme a fost Ionatan, David a stat tare. S-a dus aici să întărească încrederea în Dumnezeu. Citeam în comentarii astăzi în momentul în care Ionatan s-a dezbrăcat de hainele lui, a devenit, fără să vrea, în legământul acela prototipul Domnului Isus Hristos care s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Ce mult face dragostea, cât de mult schimbă dragostea pe un om, îl face la un moment dat să intre în ipostazele mesianice, cristice, fără să-și dea seama. Dar face lucrul ăsta. Fraților, haideți să învățăm să iubim. Haideți să ne rugăm pentru ca să iubim. Pentru că este singura șansă de a avea chipul și gândul lui Isus Hristos. Versetul 17. Deci s-a sculat, i-a întărit încrederea lui Dumnezeu și a zis, nu te teme de nimic mâna tatălui meu, Saul, nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel și eu voi fi al doilea după tine. Tatăl meu, Saul, știe și el bine lucrul acesta. Ce părere aveți? Uitați ce zice, ce se întâmplă puțin mai târziu. David în peștera Enghedii, Saul cruțat de David. Și apoi Saul îi spune, în timp ce David îi cruță viața lui Saul în peșteră, pește, Saul îi răspunde, versetul 17, Tu ești mai bun decât mine, că tu mi-ai făcut, mi făcut bine, iar eu ți-am făcut rău. Tu arăți astăzi bunătatea cu care te porți față de mine, că și Domnul a dăduse în mâinile tale și nu mai omorât. Dacă întâlnește cineva pe vrăjmașul lui, lasă oare să-și urmeze drumul în liniște, Domnul să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. Acum știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Este exact ce spunea Ionatan. Tatăl meu știe lucrul acesta. Am o întrebare spre final. Dumnezeu i-a spus lui Saul că îi va lua împărăția din mâna lui, așa este. Lucrul acesta l-a făcut pe Saul să intre în disperare. Vreau să vă întreb de ce nu a acceptat Saul planul lui Ionatan, și anume să fie Saul rege, iertați-mă, David rege și Saul să fie al doilea. Nu, nu. eu vă întreb de ce nu a acceptat Saul pentru sine lucrul ăsta. Ionatan a acceptat pentru sine să fie al doilea. Saul n-a acceptat niciodată să fie al doilea. De ce n-a acceptat? Trăim într-o lume în care a fi primul e totul și a fi al doilea înseamnă nimic. O lume a mândriei, a vanității și a invidiei. Vreau să te întreb, ești dispus să fii al doilea? Ești dispus să fii al doilea? Pentru că întotdeauna vei fi al doilea dacă îl vei lăsa pe Iisus Hristos să fie primul. Ești dispus. Ești dispus să iubești atât de mult încât să ai pe cineva, să ai biserica asta pe care să o iubești ca pe sufletul tău. Și dacă nu vei putea lucrul ăsta, să te temi. Pentru că întotdeauna avem de ales între două modele. Avem de ales între Saul și între David sau Ionatan. Domnul, să ne trezească pentru ca să ne rugăm, pentru Duhul Sfânt, Amin. pentru ca să putem iubi. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru că ne-ai demonstrat că iubirea este o floare care crește dincolo de noroi și că înflorește în locurile în care nu ne-am putea imagina vreodată. Și îți mulțumim că este, este lucrarea ta și îți mulțumim că este darul Duhului Sfânt. Și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat în felul acesta asigurarea că poți renaște oameni acolo unde nu e nicio nădejde de renaștere. Că poți ridica oameni la o viață nouă acolo unde toată lumea crede că nu mai e nicio nădejde. Îți mulțumim pentru pilda lui Ionatan. Îți mulțumim pentru că asemenea lui Ionatan există o mulțime de oameni pe pământul ăsta care își alimentează iubirea lor din iubirea ta. Și în ciuda egoismului, în ciuda invidiei și în ciuda urii de pe pământul acesta, din familie, din societate sau poate chiar din biserică, în ciuda acestui fapt, ei rămân oameni cu o iubire care strălucește incredibil, Doamne. Te rugăm, te rugăm, Doamne, să faci și din noi astfel de oameni. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat posibilitatea aceasta. Îți mulțumim pentru că ai construit în jurul nostru uneori situații potrivnice. Oameni care nu ne iubesc. O societate plină de invidie și de răutate. Uneori chiar familiile noastre, posibil, Doamne, că nu ne ajută să iubim foarte mult. Dar, Părinte, te avem pe tine. Fă să întindem rădăcinile noastre către tine și să ne alimentăm din iubirea ta. Pentru ca să putem iubi în așa fel încât, Doamne, să se schimbe viața noastră, familiile noastre, biserica noastră și lumea aceasta să fie luminată de iubirea Ta. Tată, nu ne trebuie altceva decât să învățăm să iubim. Să învățăm să fim mai al doilea și Tu să fii întotdeauna primul prin Domnul Isus. Lucrează cu cuvântul tău în viața noastră. Amin.